final în Open Masters Italia la karting, odată cu derularea etapei cu numărul 6, ultima din sezonul competițional 2010. Evenimentul s-a produs în nord-estul peninsulei, chiar la malul Mării Adriatice, acolo unde circuitul de la Pomposa i-a găzduit pe cei 70 de piloți, care pe parcursul întregului an au concurat în cadrul clasei de putere mini 60 cm cubi. România a fost prezentă la toate etapele, alături de piloții din Rusia, Grecia, Bulgaria, Olanda, Germania și, evident, Italia. Denis Marcu și Alexandra Marinescu, sportivi legitimați la clubul Serena Motorsport din Bacău și reprezentantul clubului bucureștean Urban Fast, Petru Florescu, au avut evoluții constant bune în acest an, reușind de fiecare dată să prindă finala, acolo unde, în urma curselor eliminatorii, se califică primele 34 de monoposturi. Performanța a fost atinsă așadar și pe circuitul de la Pomposa, în lungime de 1,2 km, lățimea pistei măsoară 10 metri, fapt ce permite depășirile în oricare din zonele circuitului. În calificările care aveau să stabilească grila de start pentru cele trei curse eliminatorii, Denis Marcu și Petru Florescu au obținut pozițiile 12, respectiv 14, în timp ce Alexandra Marinescu a venit pe 24. Ulterior, românii și-au îmbunătățit pozițiile, astfel că în penultimul act, pe grila de start, Denis a ocupat poziția 6-a. Florescu a avansat două locuri, la fel ca și Alexandra Marinescu. La startul actului final, Petruț Florescu și-a păstrat poziția, în timp ce Marcu a coborât pe 11, iar Alexandra Marinescu pe 23. În finală, Denis Marcu a forțat înainte de al doilea viraj, manevră deosebit de riscantă, care de altfel l-a și scos în decor, chiar dacă băcăuanul a revenit repede pe pistă, era prea târziu pentru a prinde plutonul din frunte și a încheiat cursa pe locul 23. Alexandra Marinescu a avansat două poziții în această finală și a trecut linia de sosire pe 21, în timp ce Petruț Florescu a forțat atât cât era necesar pentru a termina în primii 15. În clasamentul general al sezonului 2010 din Open Masters-ul italian, podiumul de premiere este ocupat în totalitate de reprezentanții gazdelor, în ordine Lorenzo Scata, Pasquale Telone, Lorenzo Trabisanuto. Petruț Florescu a totalizat 176 de puncte și a încheiat sezonul pe locul 14. Cu 168 de puncte, Denis Marcu termină pe 16, în timp ce debutanta Alexandra Marinescu a terminat pe locul 60, lăsând în urmă 10 piloți. Aș putea spune că sunt mulțumit de acest rezultat, însă dorința mea e de a ajunge pe podium în campionatul mondial. Aventura continuă așadar chiar la sfârșitul acestei săptămâni cu etapa a doua din campionatul mondial. Întrecerea se desfășoară pe circuitul Val Vibrata, situat în vestul Italiei, acolo unde piloții români vor să-l învingă din nou pe fiul celebrului campion mondial de Formula 1, Mika Häkkinen. Hi, this is Mika Häkkinen and all the Romanian fans in Antenna 1. Keep watching and enjoy!